După o vacanță de aproximativ două luni, antrenorul Valitița a dat în această după-amiază adunarea pentru jucătorii viitorului și Șimian. Reuniunea a avut loc pe terenul din comună și a început programul de reacomodare la efort. Pregătirea pentru noul sezon competițional de Liga 3 -a se va derula în două faze. Pentru început, albalbaștri se vor afla pe plan local, iar apoi vor avea un cantonament centralizat, cel mai probabil în Serbia, la Doni Novăț. Între timp, conducerea clubului va purta negocieri cu jucătorii care să se plinde pe sistemul gândit la echipă pentru a da randamentul dorit la gruparea care a terminat pe locul 5 în sezonul de debut în Eșalonul 3. Campionatul Ligii A3 va debuta în 27 august. Viitorul și Mian este singura echipă din județ care evoluează în fotbalul național la nivel de seniori.